Rămânem în picioare. Citesc un verset din Matei, capitolul 5. Versetul 8, pagina din Biblie 926. Matei 5 cu versetul 8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Iubită biserică, iubiți frați și surori, iubiți creștini, suntem recunoscători Domnului pentru acest moment în care putem să stăm cu urechea deschisă, dar și cu inima deschisă, în a asculta un mesaj pentru inimile noastre. Un mesaj care ne poate influența viitorul, ne poate determina locul în care ne vom petrece veșnicia. Vorbeam cu cineva recent care mi-a spus, am casă, am mașină, am de toate, și l-am întrebat, ți-ai rezolvat și veșnicia? Și-a zis, acolo mai am timp. Iubiții mei, aș cere astăzi din partea dumneavoastră îngăduința aceasta să ne ocupăm mai întâi de ceea ce nu este neapărat în mâinile noastre, ci în mâinile lui Dumnezeu. Viața și timpul este în mâna Lui, iar ziua de mâine doar El o cunoaște. Și mulțumesc că pentru ziua de mâine Dumnezeu este deja acolo. În timp ce Manu cânta, mi-am adus aminte că pe străzile Americii era un om al nimănui, un homeless, cum se spune, și la un moment dat omul acesta s-a îmbolnăvit, a fost chemat salvarea să-l ridice, și când cei de la salvare l-au băgat în baza de date, au descoperit că acest homeless avea o moștenire de la unul din străbunicii lui de câteva zeci de milioane de dolari. Bineînțeles că el nu știa lucrul acesta și își trăia viața de pe o zi pe alta, își trăia viața pe străzile Americii, căutând în containere, neștiind că cineva i-a lăsat o sumă imensă care l-ar fi putut poate ține la cel mai tare hotel, fără să plătească un cent, fără să-l coste un cent, doar moștenirea aceea. Ce vreau să vă spun în seara aceasta este că acea cântare pe care Manu a cântat-o, jertfa de la Calvar, prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru tine și pentru mine, este ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și spune Biblia în Ioan 3 cu 16 ca oricine crede în El să nu piară. Jertfa a fost dată pentru toți. Prețul pentru a sta în cer cu Dumnezeu a fost plătit pentru toți. Și totuși nu-i suficient. Cum, domnul pastor, veți spune din sală, îți permiți să spui că jertfa lui Iisus nu e suficientă? Exact ca și la moștenirea de care vă spuneam. Era în cont, dar nu era accesată. Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. Însă în cer vor ajunge doar oamenii care cred în jertfa Lui și în urma credinței sunt iertați de păcate și trăiesc o viață nouă. De aceea astăzi vreau să mă opresc la acest mesaj pe care l-am intitulat Fericirea unei inimi curate. Pune-te, rog, din nou Matei 5 cu 8. Ferice de cei cu inima curată. Uitați că nu spune ferice de ortodoxi, penticostali, baptiști. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Iubiții mei, inima în Biblie se referă la suflet într-un mod special. Minte, sentimente și voință. Acolo este locul central al deciziilor noastre, a voinței noastre, a simțurilor noastre. Acolo e locul în care nu permitem oricui să umble, acolo e locul după care tragem perdeaua, aș putea spune. Acolo e locul unde, ca și la teatru, cortina cade și cei dincolo, doar noi și Dumnezeu știm. Și Dumnezeu astăzi a spus, n-aș vrea să mă opresc doar la religia pe care tu o ai, n-aș vrea să mă opresc doar la mașina pe care ai parcat-o, la hainele pe care le porți, aș vrea, a spus Dumnezeu, să intru în interiorul tău și să fac curățenie. Oare vom da voie lui Dumnezeu să facă asta? Dacă te duci într-o casă și pui mâna pe aspirator, primul lucru pe care îl faci este să superi gazda respectivă. Pentru că este o jignire să faci curat în casa altuia. Iubiții mei, să nu vă fie greu și să nu-mi fie greu astăzi să spun, Doamne, fă curat în inima mea. Amin. Iubiții mei, vreau să ne uităm în prima parte a mesajului care sunt stările inimii noastre în relație cu Dumnezeu. Cum poate fi inima mea în relație cu Dumnezeu? În primul rând, aș aminti ceea ce spune Biblia despre o inimă împietrită. Exod 7 cu 13.
Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Atenție, aici nu e vorba de cineva care nu cunoaște, care nu a auzit de Dumnezeu. Suntem o țară care ne-am declarat creștine în proporție de aproximativ 90%. Bine, că pușcările ni spline, barurile ni spline, se deschid superbeturi în fiecare lună, jocuri de noroc și alte lucruri, asta e cu totul o altă poveste, nu? Sau poate are o legătură cu recensământul. Spune că suntem creștini. Iubiții mei, și Faraon a zis, e ok, vă înțeleg, dar nu vreau să mă duc mai departe. Bun, am înțeles că aveți un Dumnezeu, dar nu vreau să ascult de acest Dumnezeu. Iubiții mei, vreau să vă spun că Iisus Hristos nu poate schimba inima unui om care nu vrea să fie schimbat. Bineînțeles că El este omnipotent, ar putea să facă cu forța. Dar dragostea cu forța, știți cum se numește, nu spun eu la învon. Iisus Hristos vrea să facă astăzi o transformare cu acordul tău. Pune-te, rog, Luca 7, cu 29. Biblia spune ceva aici și azi vom citi foarte mult din Biblie. Tot norodul care l-a auzit și chiar vrame și au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Următorul verset. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Pentru fiecare din sală Dumnezeu are un plan. Și eu astăzi și dumitale pot să spui, Doamne, accept planul Tău, indiferent cât mă costă, indiferent ce vrei de la mine, sau îl refuz. Și uitați-vă, Iisus Hristos nu a zis, mă, dacă voi nu vreți, eu totuși insist. Nu, nu vrei, treaba ta. Lucrul ăsta se numește inimă împietrită, o inimă care nu dorește să fie schimbată. Apoi am mai văzut în Biblie o inimă schimbată doar parțial, transformată doar parțial, curățită doar parțial. Vi se întâmplă acasă bucătăria să n-apucați să o faceți în întregime, să o faceți doar parțial. Vi se întâmplă ca anumite lucruri în viață să n-apucați să le faceți cu totul. Spune Biblia în 2 Împărați 10 cu 30, Domnul a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea. Fiii tăi până al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnia lui Israel. Totuși Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului lui Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care tărâse Ieroboam pe Israel. Nu vi se pare că Iehu semăna cu românii? Mă zice, n-am dat în cap la nimeni. N-am spart casa nimănui. Bun, dar mai nins din când în când. Acum, domnul pastor, orice om minte, zice. O să spuneți că nu furăm, da? Dar oare nu furăm timpul lui Dumnezeu în fiecare săptămână? Ar trebui, dacă ar fi să ne dăm zeciuială, ar trebui 2 ore și ceva să-i dăm lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu, în fiecare zi. Dacă ar fi să dai zeciuială așa din timp. Iubiții mei, strigătul lui Dumnezeu pentru Israel, cât și pentru noi, era din cauza acestei inimi schimbate parțial. Parțial. Ioel 2 cu 12, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, auziți? Toată inima. Dacă i-aș fi spus soției mele în 10 octombrie 2010 că îi dau doar un sfert din inimă, nu s-ar fi căsătorit în veci cu mine. Știți câți creștini din România sunt gata să-i dea lui Dumnezeu un sfert? Sau jumate? Sau 75%? Un bărbat se ruga cu păstorul său lângă amvon. S-a rugat o rugăciune pe care păstorul o mai auzise de sute de ore înainte. Aceeași rugăciune. Doamne, spunea bărbatul ăsta, scoate pânzele de păianjă din viața mea. La care păstorul, după atâtea sute de rugăciuni, a zis, omoară păianjenul, Doamne. Omoară păianjenul. Știți? De multe ori, iubiții mei, tot cerem Domnului să ne ierte de un păcat, dar nu părăsim sursa ispitei din viața noastră. Observ românul în fiecare an, merge să spovedește, să mărturisește și apoi când începe anul nou o ia de la zero. Ai părăsit sursa păcatului din viața ta. Cineva ținea o cură de slăbire și într-o zi trebuia să-i meargă până în oraș și drumul lui trecea exact până lângă o cofetărie. Și când a plecat de acasă, a zis, Doamne, Tu știi că eu vreau să slăbesc, e bine și pentru sănătate lucrul ăsta și eu pun un semn, dacă nu o să găsesc loc de parcare în fața cofetăriei, eu nu o să mă opresc, Doamne.
Știu că nu-i bun lucrul ăla, știu că nu-mi face bine, m-a zis și doctorul să nu mai mănânc dulce, am probleme, dar eu pun un semn. Avea să mărturisească bărbatul ăsta mai târziu, a 8-a oară când m-am învârtit pe lângă cofetărie, am găsit un loc. Cam așa e cu mulți oameni, iubiții mei. Cam așa e cu mulți oameni. Știe că lucrul ăla nu e bun, știe că Dumnezeu urăște păcatul, dar o spus, mă, 90% dacă îi dau Dumnezeu, 10% mai sunt pentru mine. Hai să mergem la următorul pas, unde am vrut să ajung. Inima curată în totalitate. Inima predată lui Dumnezeu în întregime. Inima curățită prin jertfa Domnului Iisus și prin pocăință. Primul lucru, nu poți să fii curățit până nu ești conștient că ești murdar. Am întâlnit oameni în România, domnul pastor, ai auzit ce-a făcut aia de la 4 și-a lăsat bărbatul? Ai văzut aia de la 2, o mă și-a făcut avort? La fiecare, de la bloc, la fiecare apartament, ea știe ce-a făcut cineva. Când întreb, tu cum ești? Eu spitalul Dumnezeu, zice. Eu sunt foarte bine, zice. Hai să vă spun asta ceva ce s-ar putea să vă șocheze. Cu cât un om e mai aproape de Dumnezeu, va spune, eu sunt un rebel, un dezastru, un nimeni. O zis Pavel, dintre care cel din tâi, din toți păcătoșii, cine e? Eu. Cu cât un om e mai departe de Dumnezeu, știți ce va spune? Eu n-am nevoie de pocăință, zice, eu sunt un om bun. Prima condiție ca să fii curățit este să conștientizezi că ești murdar. Știți ce murdărește inima noastră, iubiții mei? Păcatul. Matei 15:19. Auziți cum arată o inimă murdară. V-ați căsătorit cu un astfel de bărbat sau un astfel de femeie? Auziți, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, prea curviile, adică relațiile după căsătorie cu cineva în afara soției tale sau a soțului tău, curviile, asta e concubinajul. Știți că sunt milioane de cupluri în România care stau în concubinaj. Și Biblia Ortodoxă, Catolică, Pentecostală, că aceeași traducerea diferă un pic, spune concubinajul îți murdărește inima. Furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Hai să punem și Galateni 5:19. Că o să zică cineva, măi, eu-s curat. Sau până la predica asta, eu am crezut că-s curat. Hai să vedem dacă suntem într-adevăr curați. Să vedem ce spune Pavel, Galateni 5:19. Care sunt lucrurile care murdăresc viața noastră? Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol. Știți că horoscopul e o închinare la idol. În fiecare dimineață românul aprinde postul de televiziune și să vadă ce spune acolo la rac. Știți, la rac sau la scorpion. Iubiții mei, sincer vă spun, nu mi-aș dori să stau în casă cu un scorpion sau cu un rac. Sau cu un leu. Sau cu un taur. Cartea asta nu te face animal. O zis Petre Tuția, omul fără Dumnezeu e doar un animal. Omul cu Dumnezeu e copilul Dumnezeu. Spune în cartea asta, tu ești fiul meu. N-ați vrea de astăzi să deschidem, nu horoscopul, cartea asta. Nu o să ne zică că suntem nici tauri, nici scorpion. Închinarea la idol, vrăjitoria. Ca și slujitor stau de vorbă cu mulți oameni. Când mergem pe fir în spate, descoperim anumite vrăji care s-au făcut asupra lor. Zavistiile, certurile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide. Auziți, invidiile. Ați văzut cum e la români cu invidia? Eu nu cred că există păcat mai răspândit în România ca și invidia. Să te păzească Dumnezeu să-ți iei o mașină cu un an mai recentă ca și vecinul tău. Să te ferească Domnul să-ți iei de pășei norocie pe care vecina ta nu o are. S-a terminat tot. Am întâlnit oameni de Crăciun, de Paște, au zis, domnul pastor, nu-mi cade bine mâncarea. Dar de ce? Păi el vine cu BMW-ul din Italia, zice, și eu am Logan, zice. Vreau să vă spun, îmi spunea băiatul astăzi, tati, fii atent o Tesla. Zic, domnul să-l binecuvinteze, dar nu ești invidios. Dar de ce să fiu invidios? Iubiții mei, haideți să vă spun ceva astăzi. Valoarea noastră nu stă în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Așa că, dacă vrei să-ți curățești inima de astăzi, spune, Doamne, îndepărtează din viața mea orice urmă de invidie. Sau dacă tot vreți invidie, pisme, da? Un cuvânt mai vechi, hai să le invidiem pe ăla care nu-și înșală nevastă. Pe ăla care aduce bani în casă în loc să-i dea pe Bergambir.
Hai să-L invidiem pe ăla care vine la biserică în fiecare duminică. Hai să-L invidiem pe ăla care se roagă cu lacrimi. Auziți, ucideri, beții, îmbuibări. Și acum o să spuneți, dar unde scrie, mă zice cineva, unde scrie în Biblie de pariuri sportive? Eram cu fratele Sembal, a plecat în urmă cu 3 săptămâni undeva în județul Caraș. La final o femeie plânsă toată mă aștepta să-mi spună, domnul pastor, soțul meu a băgat 30.000 de euro la pariuri sportive. Avem 2 prunci acasă care au nevoie de bani, de mâncare, de Adidas, de blugi și am un soț care nu îi pasă de familie. Unde scrie în Biblie de pariuri sportive, de țigări, de tatuaje? Auziți, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și acum dacă Biblia s-ar opri aici și să zică, auzi, cine le face, își strică plămânii, treaba lui. Nu, nu, Sfântul Apostol Pavel, pe care toate bisericile îl cinstesc, continuă și spune, vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iubitul meu, am o veste bună. Dacă în această seară te pocăiești, cum? Să trec la voi la penticostali? Nu. Pocăința nu e o poreclă, ci o poruncă. Nu e o poreclă, ci o poruncă. La toți oamenii Dumnezeu le poruncește, nu le sugerează. Să se? Ce înseamnă să mă pocăiesc? Mă uit la inima mea murdară cu toate păcatele astea sau doar unul sau două din ele, mă căiesc de păcatele astea și încep o viață nouă. Amin? Amin. Iubiții mei, un producător de săpun și un pastor mergeau împreună pe o stradă dintr-un oraș mare. Producătorul de săpun a spus degajat, Evanghelia pe care o predici, pastore, nu a făcut prea mult bine, nu-i așa? Uitați-vă câtă răutate e în lume și câți oameni răi. Pastorul n-a răspuns până când n-au trecut pe lângă un copil murdar care făcea plăcinte cu noroi într-un șgheab. Profitând de ocazie, pastorul a spus, văd că nici săpunul n-a făcut prea mult bine în lume, căci este multă mizerie și mulți oameni murdari. La care omul care făcea săpun a zis, ei, săpunul este util doar atunci când este aplicat. Și pastorul a zis, exact așa este și cu Evanghelia. Doamne, fă-o utilă pentru noi astăzi. Amin. 2. Care sunt semnele unei inimi curate? Cum arată o inimă curată? Iubiții mei, în primul rând, o inimă curată înseamnă curăție în gândire. Ieremia 4:14, Biblia spune așa, curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Ieremia 4:14. Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta? Este o vorbă la români, când apreciezi pe cineva, te se spune înapoi, fie cum zici, nu cum gândești. Adică, cumva, între vorbă și gând e mare diferență la multe persoane. Știți că avem un Dumnezeu care intră și în gândirea noastră și vede și gândurile noastre? Și astăzi Biblia ne spune, dacă vrei să ai o inimă curată, o viață curată, trebuie să ai, în primul rând, gânduri curate. Iubiții mei, 85% din informația care vine în mintea noastră vine prin ochi. De aceea pornografia îți distruge viața. De aceea imaginile la care privești întotdeauna te vor influența. Îmi spunea o fată, stau 12 ore pe TikTok în fiecare zi și am început să iau pastile să-mi iau viață. Și am zis, de ce? Și au zis, pentru că văd ce are ăla, unde o mers aia, eu nu-mi permit, a apărut depresia, a apărut anxietatea. Vreau să întreb frații bătrâni din sală, ați avut depresie când acum 50 de ani? Interesant, când ne punea tata, i-am fost mic, să fac curat la porci, să mulg vaca la 7 ani, să dau cu coasa la 9 ani, vă spun că nici nu apucam să mă gândesc la depresie. Acum, cum să mai ai depresie? Te uiți pe TikTok, ia-i în Dubai, tu ești în grădină. Dai seama că e depresie, e anxietate. Nu? Te uiți. Te uiți, te compari, ce mașină are ăla, tu ești cu Pegasul. Tot de 20 de cu Pegasul ești. Înțelegeți? Normal că apare depresia. Dar nu cumva de toată depresia asta și anxietatea și gândurile rele, nu cumva toate astea vin prin ceea ce privim noi? Pentru aia vine Iisus și spune, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este plin de lumină.
Pentru aia au zis Domnul Iisus, e foarte important ce vezi în fiecare zi. De la minte pornește totul. Iubiții mei, imaginați-vă mintea ca și o pâlnie. Ca și o pâlnie. Treci laptele mai întâi prin site. Dar eram copil și mama făcea procesul ăsta și apoi mergeam cu laptele să-l vând la câteva restaurante. Trecea prin sită laptele. Dar mama era foarte atentă, pâlnia să fie curată. Ai filtrat laptele, ok. Dar dacă pâlnii au fost folosite la orange juice, la suc de portocale înainte, tot laptele ăla e compromis. Mintea ta, iubitul meu, și mintea mea, e ca o moară. În fiecare zi noi dăm ceva să seamene. În fiecare zi tu pui ceva acolo. Pui pietre, iese nisip. Pui grâu, iese făină. Tu vezi ce pui în mintea ta. Dar ascultați-mă, noi cu mâna noastră ne alimentăm mintea și viața cu multe lucruri care n-ar trebui să fie acolo. Doamne, curățește gândurile noastre în seara asta. Amin. Doi, curăție în vorbire. Curăție în vorbire. Nu poți avea inima curată și glume proaste și vorbe murdare. Spunea cineva recent pe Facebook, scrocule, ți-ai schimbat religia. Am zis, Doamnule, nu vă supărați, n-aș vrea să fiu parte a unei religii care îmi dă voie să numesc escroc pe cel de lângă mine, pe care nici măcar nu-l cunosc și n-am băut o cafea cu el sau un ceai. Dar suntem pocăiți, suntem creștini, chiar dacă blestemăm, înjurăm. Iubiții mei, 2 Corinteni 2 cu 17 spune Pavel aici, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Și vine Petru mai târziu și spune, cine vorbește să vorbească? Cuvintele lui Dumnezeu. Eu nu pot să văd ce e în mintea ta, dar pot să văd ce e în comunicarea pe care o ai în fiecare zi. Care sunt vorbele pe care le spune? Minciuna, defăimarea, bârfa? O, câtă bârfă există astăzi! M-am uitat în Genesa, Dumnezeu trimite solii lui la Gomora și la Sodoma. Și o zis solii aceia către Avram, o zis, mergem din partea lui Dumnezeu să vedem dacă ceea ce am auzit și a ajuns la urechile lui Dumnezeu este întocmai. Dumnezeu, auziți, iubiții mei, Dumnezeu n-a rostit o judecată peste Sodoma și Gomora până n-a mers să verifice personal cu ochii. Românul te bagă în iad, românul te bagă în tribunal, românul ți-a dat sentința, el nici n-a văzut, n-a verificat. Și de ce? Că e multă bârfă. Eram undeva și un tânăr s-a scăpat cu o vorbă urâtă și a zis, iertați-mă, m-am scăpat, n-am vrut să zic asta. I-am zis, mă, dacă erai plin de Duhul Sfânt, te scăpai cu un Domnul să te binecuvinteze. Eu nu mă duc acasă la soție și soția zice, Cristi, iartă-mă, m-am scăpat cu o ciorbă de oțană. Păi n-am cum să mă scap cu asta. Eu asta am avut acolo. Da? Când am ridicat capacul, vezi și acolo. Sau cum spunea Eleanor Roosevelt, când plicul și când apa fierbe, vezi cu adevărat ce e acolo, ce e în plic, știți? Când totul e calm, toți oamenii sunt liniștiți. Dar când cineva se agită, atunci vezi ce de afară, când fierbe. Vezi dacă sunt fructe de pădure sau altceva, ghimbir. Știți? În Grecia antică, Socrate a fost foarte preciat pentru înțelepciunea lui. Și într-o zi un cunoscut al lui Socrate a alergat spre el agitat și i-a spus, Socrate, știi ce am auzit despre unul din studenții tăi? Stai o clipă, a replicat Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește testul celor trei. Testul celor trei? Exact. Înainte să-mi spui ceva despre studentul meu, hai să stăm puțin și să testăm ce ai de gând să-mi spui. Primul test este adevărul. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Nu, a răspuns omul, de fapt, de-abia am auzit și eu despre asta. Ok? Bine a zis Socrate, deci nu știi concret dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm al doilea test, testul binelui. Ceea ce ești pe cale să-mi spui despre studentul meu, este ceva pozitiv, ceva bun? Nu, dimpotrivă. Deci a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, chiar dacă nu ești sigur că este adevărat? Omul stânjenit ridică din numere. Socrate continuă, ai putea totuși să-mi spui acel lucru, pentru că există un al treilea test, filtrul utilității. Îmi este de vreun folos ce vrei să-mi spui despre studentul meu? Nu, chiar deloc, a zis omul. Ei bine, a zis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu e adevărat, nici bun și nici măcar util, de ce să mai spui? N-ați vrea să punem și noi sita asta de acum înainte, la gura noastră.
M-a sunat cineva cam vreo 5-6 luni și a zis, frate Cristi, am să spun ceva picant, ceva interesant despre un păstor, un diacon și un proroc. Și am zis, e ceva de bine? Și a zis, dacă era de bine, nu ce sunam, că noi nu ne consumăm minutele să spunem de bine, dar pentru rău și pe cost suplimentare intrăm. Și am zis, înainte să-mi spui, vreau să spun eu ceva. Am acasă 7 copii, cu părinții suntem 9. Le-am cerut celor de la Retim care se ocupă cu gunoiul în România să ne dea 4 tomberoane. Au zis că 3 ne ajunge. I-am zis, omule bun, tot timpul mi-i sprinie, nu mai am unde să pun gunoi. Dacă vrei, îți dau numărul lor de la Retim, fă-ți abonament la ei, vezi cât ce-ți dau și cât ce gunoi ai, dă-i drumul. Și am închis telefonul. Iubiții mei, ascultați-mă, s-ar putea eu să aud ceva rău despre un frate păstor de aici sau el despre mine, că nu suntem perfecți. Problema este următoarea, el cu Dumnezeu și-a rezolvat problema, poate și-a cerut iertare, s-a schimbat, în mintea mea tot cu răul ăla a rămas și peste 20 de ani eu îl privesc cum n-ar trebui să-l privesc. Și doi, dacă s-a alimentat cu lucruri rele, când o să vin în fața voastră să vă spun lucruri rele. Însă vreau să vă spun despre vestea bună, Evanghelia lui Iisus Hristos. De aceea mă rog, Doamne, dă-ne o vorbire binecuvântată. Ai o inimă curată, ai o vorbire curată. N-ai avut până astăzi, poți de astăzi să spui, Doamne, ajută-mă să fac ce a zis Pavel. Vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare. Apoi, iubiții mei, o inimă curată mai dovedește ceva. Curăție în munca de zi cu zi. Curăție în munca de zi cu zi. Adică, un om cu inima curată e un om integru. E un om fidel, e un om cinstit, e un om pe al cărui cuvânt te poți baza. Psalmul 24:4. Cel ce are mâinile nevinovate și inima... De ce nu zici? Cel care fură de la șeful, cel care dă kilometri în spate la mașină și inima curată. Că nu se pot combina astea două. Inima curată înseamnă și mâini curate. Da? Spunea cineva din Anglia... La șeful nu-i trebuie câteva drujbe noi și vreau să le trimit acasă. Hai să fim serioși. La care șef nu-i trebuie drujbe noi? Iubiții mei, putem să spunem astăzi că avem mâinile curate? Vedeți cum dintr-o dată creștinismul ăsta propovăduit în România, în care doar te înscrii într-un cult, parcă nu-mi așa la o primă vedere de important, ci important e când intri în detalii. Gânduri curate, vorbire curată, mâini curate, muncă curată. Omul curat nu-și fură șeful la care lucrează, nu trage chiulul la muncă. Coloseni 3:22, angajaților, ascultați în toate lucrurile pe patronii voștri pământești, vorbesc în termenii noștri, nu numai când sunteți sub ochii lor. Păi de ce au montat șeful camere video? Că nu erau atunci. Că au văzut că mai dispar lucruri, știți? Avem peste 150 de constante în fizică și în alte domenii în lumea asta, dar încă nu s-a inventat nicio constantă care să fure mătura și mopul de la servici. Știți? Undeva ori dispărut. Da? Îmi spunea o doamnă, patroană de restaurant, a zis, domnul pastor, zice, angajați-mi mai mult lucru pentru ei decât pentru mine. Aduc cotletul de porc, aduc tot ce trebuie, când am plecat, s-a evaporat. Numai ei. Mă uit la încasări, n-am avut clienți. Trebuie să pun cameră video. Și a venit Pavel și ne-a spus așa, nu numai când sunteți sub ochii lor ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Mărturisesc că nici mie nu m-a fost ușor de mic să fac calitate. Mi-aduc aminte, s-a mutat o familie de la noi din Arad în America și cineva care s-a mutat în America acum 30 de ani vindea totul la preț redus. Numai să plece repede. Și am auzit, părinții mei au auzit că își vând bicicletele. Noi pruncii aveam o singură bicicletă, aveam bicicleta lui maică mea și pe aia ne dea voie odată pe săptămână să facem 2-3 ture cu ea după ce făceam niște lucruri pe lângă casă. Ni se părea că mergem cu Ferrari, așa bucuroși eram. Știți? Așa erau vremurile, dar vremurile alea grele au făcut oameni buni. Nu știu ce o să fie cu vremurile astea bune, ce fel de oameni o să facă. Știți? Și într-o zi mama și tata au zis, Cristi, Benny, haideți să faceți curat aici, maică mea era croitoreasă.
Nu știu dacă știi ce înseamnă să faci curat într-un atelier de croitorie. Deci scamele nu sunt pe covor, nici sub covor, în covor. În covor. Ce aspirator Philips acum. Noi eram Philips, știți? Deci, și Bosch. Nu era atunci nimic așa ceva. Noi. No, am făcut curat. Am făcut curat și am mai și băgat sub preș un pic de mizerie. Am și făcut de mântuială, știți? Noi n-am știut, dar ne-a spus mama la final. Am vrut să vă luăm bicicletele. Pentru curățenia asta, nu vi le mai luăm. Vreau să vă spun, iubiții mei, că am umblat pe jos mulți ani atunci, dar știu să fac curat. Deci fac curat, te sperii. Dar știi prunce mi-e fac curat, nu vă speriați. Știți? Dar am înțeles. Prin harul Domnului am lucrat 7 ani pentru o firmă din America și nu vreau să mă laud în fața voastră. Dar vreau să vă spun că unde sunt doi oameni cu inima curată, poți să fie 7 ani pentru o firmă din America, pentru un român de acolo. De 3 ori ne-am văzut video. În 7 ani nu ne-am întâlnit odată față în față. Nu ne-am cedat odată și n-am avut probleme odată. Cu alții lucrez o zi și nu o duci nici până la ora 5. Dar la voi nu-i cazul, slăviți să fie Domnul, numai la noi, în alte părți. De ce? Sunt creștin, domnul pastor, creștin. Poți să văd mâinile? Asta spune Pavel aici. Cu curăție de inimă. Da? 4. Curat în relațiile cu cei din jur. Bun, am gânduri curate, am vorbe curate, îs bun și la servici, îmi fac treaba cum trebuie, nu trag numai chiulul să se facă ora 6 sau 5, dar în relațiile cu cei de lângă mine am o inimă curată. Ascultați, 2 împărați 10 cu 5. Plecând de acolo, a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înainte lui. L-a întrebat de sănătate și i-a zis, 2 împărați 10 cu 15, scuze, inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit în car. Cu alte cuvinte, a zis Iehu, nu vreau să mă duc mai departe decât cu un om care simte cu mine, care are aceeași interes împreună cu mine. Veneam spre voi și citeam, a apărut o știre acolo, femeie și-a ucis soțul zilele trecute, un mare patron din India, împreună cu încă un băiat care a ajutat-o ca să pună mâna pe moștenirea lui. Și-a ucis bărbatul, iubiții mei. Și de ce? Pentru bani. 1.000.000 de lire, cam așa ar fi vrut să pună mâna. A fost cu inima curată, așa, când i-a spus I love you. Și Dalila la Samson a spus, te iubesc. Numai că nu mi-a spus că în cealaltă cameră erau 5 domnitori. M-au auzit băieții și fetele care vă căsătoriți. M-au auzit bine? Nu vă mai uitați la ce haine poartă, ce ceasuri, ce telefoane are. Valoarea noastră nu stă în ceea ce punem pe noi, ci în ceea ce este în noi. Și în noi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt mă învață să am o viață curată. Nu v-ați întrebat de unde a apărut cuvântul sincer? Că asta ne-am dorit, să fie oamenii... Apropo, vreau să vă spun că cel mai mult în viața asta suferă omul sincer. Știți de ce? Că are impresia că toți sunt sinceri. Hoțul întotdeauna are impresia, și tot timpul cu mâna pe buzunar, ați observat hoțul, că tot timpul are impresia că vrea să-l fure cineva, că el fură. Omul care minte, tot timpul are impresia că îl minți. Ați observat lucrul ăsta? Și omul sincer, ăsta își ia țapă, iertați-mi expresia în continuu, care are impresia că tot e sincer. Are impresia asta. De unde apare cuvântul ăsta sincer? De la sine, cera. Din latină, fără ceară. Dar ce treabă are ceara cu sinceritatea? Păi în vremurile antice, mereau la piață cu oale de lut. Și oala aia de lut, din cauza drumurilor, se mai crăpa, să mai fisura. Acum omul nu-și permitea să piardă investiția, că lucra luni de zile pe un car de oale și se băga după masă și dădea cu ceară peste fisura aia. Și vinea omul, cumpărătorul, și o vedea cum lucea, mă zice, dar faină, mă. Iau că e faină, zice, iau repede, că e la suprapreț. Știți? Și o lua, merea acasă, punea lichid în ea și când îl punea lichid, se scurgea lichidul. Și s-o prinsă așa de schemă. Și vineau și întrebau, e sine cera, e fără ceară?
Nu vi se pare că după 2000 de ani ar trebui să punem aceeași întrebare? E fără ceară ce mai spus mai înainte la ușă? Sau e cu ceară la greu? Curăție, relațiile cu cei din jur, anturajul unui om curat, iubiții mei, este selectat cu atenție. 2 Timotei 2,22. Fugi de poftele tinereții și urmărește, auziți, neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul. De ce nu spune aici, urmărește astea împreună cu aia care blastămă Dumnezeu și îl înjură față în față? Nu, o zis Pavel Timotei, omul curat stă cu oamenii curați. De aceea, una din primele lucruri pe care unii trebuie să le faceți în seara asta este să vă schimbați anturajul. Într-o zi la noi în cămară, o mirosit în ultimul hal. În ultimul hal. Acum, soția mea e o soție curată, noi suntem curați, suntem atenți la orice. Eu am crezut că e un șoricel, un mouse. M-am dus, i-am făcut bacon, carton, lipici, frumos. Îmi venea mie să-l mănânc. Nu am știut de ce nu m-am mâncat ăsta. L-am pus acolo frumos, în spate, lângă frigidiar, să nu calce prunci și să cumva să mai am o problemă după aceea. Dimineața nimic. O venit soția, să știți că femeile tot timpul au simțul mirosului mult mai scusit ca al bărbaților. Imediat ce-a mirosit. Și a intrat în cămară și a zis, aici nu-i șoarec, aici e un cartof stricat. Am zis, dragă, mă jignești, chiar nu-mi dau seama ce înseamnă șoarec și cartof stricat. Aici e cartof stricat. A intrat, a găsit cartoful. Și ce m-am gândit când ea făcea curat acolo și am dus împreună afară cartofii ăia? Mă, de ce 99 de cartofi buni nu fac un cartof stricat să fie bun? Dar un cartof stricat, lăsat săptămâni întregi, luni întregi acolo, strică încă 99. Iubiții mei, omul curat are anturajul curat, amin? Spune-mi cu cine umbli ca să spun cine ești. O zis un proverb japonez, dacă nu ești sigur de caracterul unui om, uită-te cu cine umblă. Uită-te la prietenii lui. O credință neprefăcută, o credință curată, locuiește doar într-o inimă curată. 1 Timotei 1,19, să păstrezi credința și un cuget curat. Banii pui în pormoneu, de ce nu pui euro afară în curte? Că plouă pe ei și se fac praf. De ce nu pui hainele pe jos, pe trotuar sau pe gazonul verde? Că se strică. De ce nu pui mâncarea în curte, ce o pui în frigider? Pentru că fiecare lucru din lumea asta are un loc unde își păstrează proprietățile pentru un timp sau pentru mai mult timp. Auzi ce spune Pavel aici? Într-un cuget curat poate sta o credință curată. Cum vreau să vă întreb, cea mai bună mâncare din lumea asta, pusă într-o farfurie murdară, curățește farfurie? Nu. Farfuria murdară compromite mâncarea bună. De aceea când spui, Doamne, dă-mi o profeție, dă-mi un vis, dă-mi un mesaj profetic, dă-mi o cântare, că vreau să-ți slujesc cu ceea ce îmi dai și vreau să impactez și pe alții. Ascultați-mă bine, oamenii ne simt dacă ceea ce trăim e de la noi sau e de sus. Oamenii ne simt. Omul te simte. Și tu poți să-i dai cea mai bună predică, cea mai bună mărturie, cea mai bună cântare. Ea vine mai întâi prin vasul tău. Știți câți m-au zis, decât ca și eu, la mai bine lasă-mă în pace, domnul pastor. În pace. E adevărat că i-am spus, nu te uita la oameni, uite-te la Iisus. Dar au zis, dar nu au spus că Iisus e în voi, în noi. Ce au zis Pavel? Și în ultimul rând, iubiții mei, hai să ne uităm ce câștigă omul care are o inimă curată. Cum să spuneți, mă, cam grea predică. Ne-ați băgat aici, ne-ați mitraleat cu versete și cam greu, zice la voi, la pocăiesc, cam greu. Mă, dar dacă e greu, măcar să merite, că și pe Everest e greu. Dacă era ușor, nu se dădea niciun premiu, nu? Nu faci poze cu Everestul pe câmpie, că nu există Everest pe câmpie. Sus, 8.000 și ceva de metri, nu? Ce câștigă omul cu inima curată? 1. Mântuirea. Ieremia 4,14. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit. Luca 3,17 spune Biblia că vine o vreme a separării.
acela are lopata în mână, Luca 3 cu 17, își va curăți aria cu desăvârșire. Și acum ascultați, noi ne împărțim între multe religii, la final numai în două ne împarte Iisus. Își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Când se va face selecția finală, doar cei curați vor fi parte din grâu. Pleava și paiele s-aruncă. Vedeți cum dintr-o dată problema unei inimi curate devine o problemă de veșnicie? Acum dacă ai acasă o farfurie murdară, nu mai e toată biserica să mâncă una cine, nu ne afectează lucrul ăsta. Spui, mă, eu cu viața mea. Da, dar uite că la inima murdară nu mai e așa. La inima murdară sau curată, ea influențează locul în care îți vei petrece veșnicie. O mers un păstor într-o biserică și la final a ieșit o soră în vârstă la mărturisire. Și soțul ei a zis, poți să particip și eu? Și a zis, poți. Ia cu gândul că tot ce va afla el va fi iertat. Ea s-a pocăit, o plâns, s-a spovedit la păstor și el i-a zis clar, pentru asta nu te iertă de viață. Trebuia să-mi spui mai demult. Nu acum, după atâția zeci de ani împreună. Amândoi au murit, au plecat în veșnicie amândoi și unul din copiilor care a rămas în viață avea o rugăciune. Doamne, acolo unde sunt părinții, fă să ajung și eu. Și într-o noapte au auzit o voce și au recunoscut vocea aia că a fost vocea tatălui care l-a avut pe pământ. Și au zis, fiule, nu te mai ruga așa. Mama ta e într-un loc frumos, într-un loc extraordinar, eu sunt într-un loc unde aștept judecata. Dar ce ai făcut, tate? Când n-ai făcut crime, n-ai făcut prostii mari. N-am putut să o iert, zice. N-am putut să o iert. Nu te mai ruga așa că n-ai vrea să fii unde sunt eu. Că e dezastru unde sunt eu. Iubiții mei, omul cu inima curată are mântuirea asigurată. Doamne, dă-ne-o la fiecare în seara asta. Doi, ce mai are omul cu inima curată? Rodirea asigurată. Luca 8 cu 15, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, adică de la 8 încolo, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Cum au roadele noi le știm, da? Dragostea, bucuria, pacea, blândețea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor, îndelunga răbdare. Adică o zis Dumnezeu, eu nu vreau numai să vă mântuiesc, eu vreau să vă împrăștii în lumea asta și să răspândiți pace. Când Hamasul ne aruncă în aer, când ISIS face ce face, voi să fiți oameni ai păcii. Că am stat și m-am gândit, ce religie blăstămată e asta, mă? Să zică să omor pe alții ca să ajung sus. Apropo, știți care e diferența mare între musulmani și creștini? Musulmani, au zis un musulman care s-a pocăit. Noi știm numai la judecată dacă vom fi primiți sau nu, când Allah, zice, ne va judeca. Dar voi, zice, voi creștini, știți de aici, când vă pocăiți, că deja aveți mântuirea. Slăviți să fie Domnul. Mare diferență. Nu merg toată viața cu stresul ăsta, mă, ce mai trebuie să fac să fiu mântuit? A făcut Domnul Iisus pe cruce. Dacă a dovadă că El m-a iertat și a murit în locul meu, eu trăiesc o viață care să nu mai pună încă o dată pe cruce. E suficient că a fost odată acolo. 3. Ce mai câștigă omul cu inima curată? Întâlnirea cu Dumnezeu față în față. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ăsta e cel mai mare moment pe care îl așteptăm, iubiții mei. E momentul pentru care trăim și pentru care tânjim. Să-L vedem față în față și cum spune Biblia, și îmi vei fi binevoitor. Iubiții mei, raiul e un loc curat, să știți. Păcate nu sunt acolo și păcătoși nu mai iertați sunt acolo. Ăia neiertați nu merg acolo. De aceea Dumnezeu nu va duce gunoi, păcat în cer, pentru că toată atmosfera se strică. Îl va duce pe omul curat, transformat, iertat, îl va duce în cer. Și uitați ce frumos lucru ne așteaptă. Vor vedea pe Dumnezeu. Și spunea Odniel Șterb într-o cântare în 2003, când a primit-o de la Domnul, eroii slavei vin acum acasă. Acum vreau să vă spun că eroii nu se nasc, eroii se formează. Eroii se formează. Dumnezeu ne trece prin tot felul de probleme, greutăți, ca să șlefuiască. A fost întrebat Michelangelo când l-a făcut pe David, când l-a sculptat pe David, cum ai făcut așa o operă minunată? Și a zis, am dat la o parte tot ce nu a fost David.
Din momentul când te pocăiești, când faci un legământ cu Dumnezeu, până în ziua când mori, Dumnezeu dă la o parte tot ce nu-i creștin, tot ce nu-i creștin în tine, tot ce nu-i Iisus. O zis Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu o să vă spun că dacă vă pocăiți astăzi, scăpați de necazuri. Și pocăiți au necazuri. Dar e diferență între a fi în cancer cu Iisus sau a fi fără Iisus. Între a fi în faliment cu Iisus sau a fi fără El. Și în ultimul rând, știți ce mai câștig omul cu inima curată? Rugăciuni ascultate. Psalmul 66 cu 18. Psalmul 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Domnul. O să ai nevoie de rugăciune în viața asta. O să ai nevoie să te rogi. O să pătești și am pățit eu. Când a fost era să-mi pierd casa a 3 săptămâni distanță. Când sunam pe prieteni cu bani și răspundea Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat. M-am bazat pe ei. O să pățești în viața asta ce-o pățit alți prieteni de mei. Că nu mai răspunde nimeni la telefon. Nu te mai caută nimeni. Și va trebui să te rogi. Și când te rogi, e foarte important să ai inima curată. Că la pruncii mei, dacă au făcut o prostie, e greu să zică, tate, îmi cumperi un puzzle sau un Lego. Dar știți cum vin după ce a făcut bucătăria curată? Așa cum îndrăzneală vin. Cu alte cuvinte, relația ta cu Dumnezeu îți va influența rugăciunile tale. E foarte greu să te rogi când ieri ai tras apă la unul. Când alaltă erai mințit pe altcineva. Te pocăiești astăzi, apoi faci botezul, faci un legământ, Dumnezeu te curăță și ascultați-mă, a face curată e una, dar nu e suficient. A întreține curățenia e cea mai mare lovitură care poți să o dai, cea mai mare binecuvântare. Să întreții curățenia. Bun, dar voi pocăiți, nu mai păcătuiți în veci? Iubiții mei, la Calvar plata păcatului a fost rezolvată. Puterea păcatului în ziua pocăinței a fost rezolvată. Viciul a fost luat de peste noi. Prezența păcatului mai există până în ziua când murim. Suntem într-o fire păcătoasă. Ne putem enerva? Putem scăpa o vorbă care nu-i bună? S-ar putea să scapă un cuvânt care nu a fost bun? Dar știți care e diferența între un om care umblă cu Dumnezeu și un om care nu umblă cu Dumnezeu? E ca și diferența între homeless și mireasă. Homeless-ul, dacă se atinge de un gard murdar, nu o să zică, scuze, spune că m-am murdărit. Pentru el e normal asta. O mireasă se va uita să nu se atingă de ceva murdar. De aceea, la încheiere, acum vă provoc nu doar să cerem Domnului să ne curățească, să cerem Domnului să ne ajute să păstrăm curățenia. Cu asta vreau să închei. O mers o fată cu încă un grup de tineri într-o mină. O mină de cărbuni au ajuns muzeu. Și fata asta, nu știu ce i-a trecut de ei până cap, o vor să vină îmbrăcată în alb, din cap până în picioare. Tinerii s-au uitat și au dat la ea. Numai că vezi cum e 2000, anii 2000, toleranță, n-ai voie să spui nimica. Cineva mai întâlnit și a zis, cei, vezi că merem în mine, zice. Nu merem la nuntă, merem la mine. Și ea s-a enervat fata, s-a supărat și s-a uitat la ghidul care era un om bătrân, un om în vârstă, un fost miner. Și a zis, domnule, n-am voie să cobor îmbrăcat în alb în mine. Și a zis bătrânul, eu nu pot să-i opresc să nu cobor alb îmbrăcat în mine. Dar ce pot să spun este că nu o să ieși albă de acolo. Acum ați înțeles de ce spune Biblia în Petru. De aceea se miră ei că n-alergați împreună cu el același putop de strâu și vă bat jocoresc. Da, e adevărat, îmi spunea cineva acum câteva zile, domnul pastor, eu aș veni la voi la biserică, m-aș pocăi. Ce nu-mi place la voi, vă puneți ochelari de cal. Bergambir nu mai aveți voie, Marlboro nu mai aveți voie, discotecă nu mai aveți voie, nimic nu mai... Vă zice, dar ați înnebunit, zice? Și atunci i-am spus așa, uite, mă duc la noapte în discotecă, presupun, eu cu 7 prunci acasă și mă duc și dansez cu una, cu 2 prunci. Ce spuneți de soția mea? O să zic că slăvit să fie Domnul. Și o să zic, domnul pastor, aveți dreptate, nu se face așa. Dar zic, bun, dar dacă nu ești căsătorit, se face? Păi, na, știți cum e fain, e... Păi eu dacă las pruncii mei să facă ce le place, o să ajungă viitorii pușcăriași ai României. Că doar le-ar face 12 ore pe zi, numai să stea pe călător. Înveți să faci ce trebuie și aici găsești ce trebuie. De aceea te provoc în seara asta, uite-te la viața ta, la inima ta.
Și spune, Doamne, schimbă viața mea, schimbă inima mea. Dar de unde știu că-s mântuit? Că zice cineva, cea mai bună pernă în viață, cea mai moale pernă în viață e o conștiință curată. De unde știu că o am? Și de unde știu eu? Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Fac fapte bune că am fost mântuit. Vorbesc frumos că am fost mântuit. Trăiesc frumos că am fost mântuit. Eclesiastul 9:8, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Și în Apocalipsa spune Ioan, am văzut o mulțime îmbrăcată în haine albe, curăția. Mă feresc de tot ce e păcătos. Mă feresc. Și atunci când cad, mă pun pe genunchi și plâng, că mă doare păcatul. Și vine o zi, când nu penticostali, nu ortodoxi și nu baptiștii, cei curați, iertați de Hristos și care au rămas lângă Domnul toată viața, vor pleca spre cer. N-ai vrea să vii cu noi?